Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea aceea el începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Deci Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli. Fraților, am citit din 1 Samuel, capitolul 3, o imagine a unui somn de plin. Marele preot era prea bătrân ca să mai vadă. Samuel era în templu, dar se spune că dormea acolo, fiind copil, nu făcea mare lucru, dar se culca la templu, era acolo împreună în fiecare zi. Vedeniile erau rare, cuvântul lui Dumnezeu era rar, candela mai pâlpâia. Ce făcea Dumnezeu? Deci, repet, Eli era prea bătrân, dormita, Samuel dormea acolo. Ce făcea Dumnezeu? Așa am putea spune. Tabloul general este că parcă și Dumnezeu doarme. Toată lumea doarme. Fraților, o biserică ce doarme nu poate să fie un exemplu mai trist. Mă urmăriți? O biserică care doarme nu poate să ofere un exemplu mai trist. Când biserica doarme, nici Dumnezeu nu poate să facă mare lucru. Și apoi, în timp ce biserica doarme, Dumnezeu se adresează. Dumnezeu se adresează și spune așa, Samuele. Iar Samuel fuge la cine? La cei ce dorm. Și întreabă, iată-mă că m-ai chemat. Iar bătrânul preot îi spune, du-te și te culc. Fraților, nu este un exemplu mai dezamăgitor decât această stare declarată când toată lumea doarme. Redeșteptare înseamnă să ne trezim. Redeșteptare înseamnă ca cineva să respingă starea asta de lucruri, această realitate a unui somn prelungit și permanent. Cineva trebuie să spună nu. Cine este cel ce respinge starea de somn continuu? Cine? Din ceea ce am citit. Dumnezeu, odată, îl cheamă pe Samuel. Al doilea care respinge starea de somn este Samuel în persoană. Se ridică și îi trezește pe toți. Cineva mă cheamă. Tu m-ai chemat. Nu te-am chemat. Du-te și te culcă. Tu m-ai chemat. Nu, du-te și te culcă. Toți cei ce dorm îl vor trimite pe copil la culcare. Unul singur îl va păstra pe acel copil în stare de veghe. Și acesta este Dumnezeu. Când îi spune, Samuel, eu te-am chemat. Vino să stăm de vorbă. Frații mei, în timp ce toată lumea doarme de jur împrejur, aș dori din tot sufletul ca biserica de aici, dumneavoastră, să auziți o voce, un susur lin, nu știu cum să ajungă până la fiecare, până la noi, la fiecare. Și vocea asta să ne trezească. Poate că nu știm la cine să răspundem, poate că vom fugi în stânga, poate că vom fugi în dreapta, poate că ne vor trimite iarăși la culcare, nu știu, dar nu vă lăsați până nu-L veți întâlni pe Dumnezeu în persoană, pentru ca să vă spună Dumnezeu astăzi mesajul pe care îl are pentru noi. Pentru lucrul acesta aș dori să ne rugăm. Haideți să depășim această stare de somn forțat în care biserica se află. Te rog, roagă-te să te poți trezi. Roagă-te să te poți redeștepta. Atunci când se încheie solia îngerului al treilea. Întrebarea mea este, ce este solia îngerului al treilea? Despre ce vorbim?
solia îngerului al treilea, după părerea mea, este demascarea papalității și demascarea căderii Babilonului. Unde găsiți dumneavoastră în Scriptură că este vorba de așa ceva, de demascarea papalității? Unde găsiți? Dacă se închină cineva fiare și... Mulțumesc! Haideți să mergem pe partea de biblică, vă rog frumos, pe urmă o să trecem la aplicații. Deci, revenind, cum zice, care este solia îngerului al treilea? Cum sună? Între timp o să caut și eu aici. Dumneavoastră, spuneți-mi eu, cum sună? Ziceți! Se închină cineva fiare și icoanei și primește semnul ei pe mână, așa, va bea și el din mânia lui Dumnezeu, neamestecată. Mulțumesc! Aceasta este, într-adevăr, a treia solie. Dacă se închină cineva fiarei. Bun. A doua solie care este? A căzut Babilon. Ia să vedem altcineva. Cine mă mai ajută? Poftiți, sora Maria? Luați microfonul, vă rog. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Mulțumesc. Și solia întâi? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut marea, pământul și izvoarele. Mulțumesc. Ar putea cineva să-mi sumarizeze acum cele trei solii îngerești în legătură cu la ce se referă? Deci, solia 1, solia 2, solia 3. Să mi le rezume pentru ca să știm în ce constă până la urmă marea provocare a acestei întreite solii îngerești. La închinare. Mulțumesc. Dacă se închină cineva sau cui slujești. Deci este o problemă legată de închinare. Ia să vedem. Solia întâi. Unde găsiți dumneavoastră închinarea în solia întâi? În solia întâi. Unde găsiți închinarea? Repede. Poftiți? Unde găsiți închinarea în solia întâi? Temeți-vă de Dumnezeu. Deci nu de altceva. Unde găsiți închinarea? Iarăși, închinarea, dați-i slavă. Că ți-a început ceasul judecății lui. Numai puțin. Ia. Exact zice așa. A venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, marea, pământul și izvoarele apelor. Solia întâi trage atenția la închinare. Solia a doua, unde găsiți dumneavoastră problema închinării? Solia a doua era a căzut Babilonul cel mare. Unde găsiți problema închinării? Se pare, fraților, că din chemarea aceasta la închinare și din neascultarea cu privire la închinare se naște Marea Babilonie modernă. Ce înseamnă Babilon? Ce înseamnă Babilonie? Ce înseamnă? Încurcătură. Încurcătură înseamnă că nu vede nimic nimeni, nu înțelege nimic nimeni, toată lumea este încurcată. Cam asta este situația în care ne găsim astăzi în postmodernismul nostru. Suntem extrem de încurcați în legătură cu încotro să o apucăm. Solia a doua spune că această încurcătură se va prăbuși. Și din prăbușirea asta mare, după ce se dă la o parte praful, ce se va vedea? Solia a treia spune că se va vedea ceva. Mulțumesc! Se va vedea chipul înspăimântător al unei fiare. Lucrurile se vor întâmpla foarte repede, fraților. Solia cerească, închinați-vă, punctul 1. Punctul 2, Babilonia, în timpul acesta. Punctul 3, prăbușirea Babiloniei și apariția din praful acela a unei fiare extrem de înspăimântătoare. Mulțumesc. Ce vrea fiara? Ce vrea această fiară? Dorește închinare. Schimbarea închinării din ziua Domnului, da? Porunca a patra, ziua a șaptea, în închinarea zilei Domnului, cum zic ei, duminica. Mulțumesc, fraților. Deci vrea închinare. Asta e important. Vrea închinare. Vreau să vă întreb ceva. Înainte ca fiara asta care vrea închinare, are vreo metodă prin care își alege soldații ei, închinătorii ei? Are vreo metodă prin care ea își alege oamenii ei? Tot aici scrie în porunca a... sau în solia a treia. Care e metoda? Vor primi un semn pe mână sau pe frunte. Mulțumesc! Spuneți un cuvânt despre asta. Cum se numește primirea semnului? Sigilare.
Ea are de gând să-și sigileze toți oamenii ca fiind de partea ei. Toți care sunt de partea ei vor primi un sigiliu. Și acum, în afara acestei întreite solii îngerești pe care o găsim în Apocalips 14, vreau să vă întreb, are și Dumnezeu un plan de sigilare sau nu? Are Dumnezeu un plan de sigilare? Unde îl găsiți? Acu, unde îl găsiți? 14 cu versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința lui Isus. Vă mulțumesc. Acesta este semnul care... Mulțumesc. Aici este poporul lui Dumnezeu. Mai explicit în legătură cu momentul de sigilare, poftiți, frate Cornel? Mulțumesc. Mulțumesc. Până nu voi pune pecetea pe fruntea slujitorilor mei, unde se găsește? Apocalips, capitolul 7 cu 3. Vă rog să observați, Apocalips 7 este înainte de Apocalips 14, nu? Deci, care este întâi, sigilul fiarei sau sigilul lui Dumnezeu? Se pare că Dumnezeu își sigilează copiii săi înainte. Da. Și acum, aceasta a fost încălzirea. Capitolul ne spune așa. Când solia a treia a îngerului al treilea, deci se încheie, atunci va avea loc un eveniment extrem de important, și anume? Atunci are loc încheierea harului. Nu va mai mijloci pentru cei păcătoși. Mulțumesc. Vreau să pun întrebarea care mă frământă și pe care am găsit-o în mințile multor oameni. Este închiderea harului un principiu de lucru al lui Dumnezeu sau este o teorie a conspirației, așa ca să ne înspăimântăm unii pe alții? Adică, până vă mai gândiți dumneavoastră, există teologi care spun nu, Dumnezeu nu va părăsi pe copiii săi, Dumnezeu va mijloci până la capăt pentru lumea aceasta. Sunt o mulțime de teorii în privința aceasta, iar studiul acestei seri contrazice acest aspect spunând, nu, va fi un moment când harul se va închide. Bunătatea lui Dumnezeu se va închide. Apropo, ce înseamnă har? Harul se va închide. Vorbim că harul se va închide ca și cum am închide o ușă. Dar ce înseamnă harul? Harul are un înțeles mai larg, însă aici cred că se concentrează asupra faptului harul iertării și răscumpărării prin sângele Domnului Hristos. Mulțumesc! Harul iertării, timpul de probă se închide. Încă o dată, dacă mă poate ajuta cineva, dacă mă poate cineva ajuta, este doar o teorie a conspirației sau este o realitate? De unde știm lucrul acesta? Există un text biblic care spune așa, în Apocalips 22 cu 11. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Așa. Potrivit acestui text, da, vine un moment în istorie, aici nu se precizează când, când încetează orice schimbare dintr-o tabără în alta. Uh-huh. Este o dogmă biblică, este foarte important. Întrebarea noastră este, când se va întâmpla așa ceva? Și atunci punem cap la cap diversele texte ale Bibliei și ajungem la concluzia că la un moment dat în istoria lumii noastre, cândva către sfârșitul ei înainte de a veni Domnul Hristos, se întâmplă acest lucru. Pentru că mai este ceva timp după ce se dă această sentință. Deci zice mai să rămâne ceva timp, așa? Zice să trăiască mai departe. Nu zice că gata, fără a venit prihană. Domnul. Exact. Sau să păcătuiască mai departe. Exact. Deci mai este un timp în care cel necredincios se întinează mai departe și mai este un timp în care cel neprihănit se sfințește mai departe. Deci nicio schimbare potrivit acestui text nu se mai întâmplă după momentul în care s-a spus acest lucru. Deci cel neprihănit și-a fixat calea, ca și calea ferată, și-a fixat calea și merge în direcția respectivă. Cel ce este sfânt se va mai sfinți, dar el nu va mai cădea. Da? Iar cel ce a păcătuit până acum va continua să păcătuiască. Va păcătui mai departe și nu se va mai întoarce. Deci timpul care urmează de aici încolo este un timp în care nicio schimbare dintr-o tabără în alta, e înghețarea. Cele două clase și-au găsit locul și rostul. Întrebarea mea este ce rost are? De ce e nevoie de timpul acesta, fraților?
ca să nu se pară o treabă absurdă. Chiar cine are nevoie de timpul acesta? Dumnezeu? Oamenii? Cine are nevoie de un timp în care să nu mai fie har? Fratele Emil, în spate? Aș vrea să citesc în Roman, capitolul 16 cu 20, unde spune că Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Textul acesta îl înțeleg în felul următor, că în timpul acesta, când harul, după ce harul se va închide, Dumnezeu, prin poporul său, va dovedi lui Satana și Universului că poporul lui Dumnezeu poate să trăiască o viață de sfințenie fără ajutorul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, adică ce vreau să spun, nu mă refer la faptul că nu are, să zicem așa, ajutorul lui Dumnezeu, dar ei trăiesc o viață sfântă, pentru că harul se ridică. Deci asta mă înțeleg eu, că Dumnezeu vrea să dovedească Universului că poporul sfârșitului va putea să trăiască o viață sfântă cu adevărat. Mulțumesc! Fraților, mă bucur că fratele Emil a spus un lucru și pe urmă s-a retras din ceea ce a spus. Pentru că, de fapt, înțelegerea închiderii harului, înțelegerea diferă în mințile multora și mai ales cei ce vorbesc despre ce crede Biblia în legătură cu închiderea harului, spun că unii oameni sau noi considerăm faptul că în momentul în care se închide harul, în momentul acela nimeni nu se mai, Dumnezeu nu se mai ocupă de poporul său. Vreau să vă întreb, e corect? Mulțumesc. Și acum, dacă ziceți că nu, vreau să vă întreb, în ce constă de fapt închiderea harului? La ce se referă? Sora Elena, luați microfonul, vă rog. Eu cred că închiderea harului este atunci când Domnul vine. Nu lasă Domnul niciun timp între venirea lui și har să nu fie har. Nu cred altceva decât așa și sunt sigură că Dumnezeu nu lasă pe poporul lui Mulțumesc. Fără har. Sora Elena spune că nu există închiderea harului ca și timp pentru poporul lui Dumnezeu, ci că atunci când se închide harul, vine Iisus Hristos și gata. Cu toate acestea, capitolul pe care îl studiem astăzi spune clar, mă ajută cineva cu un citat. Poftiți, sora, aici. Un microfon aici în față. Ia să vedem ce ați găsit dumneavoastră. Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai mijlocește pentru locuitorii vinovați ai pământului. Solii lui Dumnezeu și-a împlinit lucrarea. Ei au primit ploaia târzie, înviorarea de la fața Domnului și sunt pregătiți pentru ceasul încercării din fața lor. Mulțumesc! Deci, capitolul spune că va fi un timp al strâmtorării. Încă o dată, am nevoie ca toți aceia care au studiat serios capitolul acesta să-mi răspundă la această întrebare. Ce înseamnă închiderea harului? La ce se referă? Se referă că Dumnezeu nu mai are grijă de poporul său, poftiți, sora Denisia? Iisus și-a încetat lucrarea de mijlocire din sanctuar. Nu mai există mijlocitor. Bun. Vreau să vă spun că așa este, dar mai departe, ce înseamnă a trăi fără mijlocitor? Fiți atenți la lucrul acesta, capitolul nostru se ocupă de aceasta și sper ca dumneavoastră să fi prins ideea foarte bine. Înseamnă că lui Dumnezeu nu-i mai pasă nici de cei răi, nici de cei buni? Toată lumea zice nu. Pe ce vă bazați? Arătați-mi scris că Dumnezeu încă se ocupă de copiii lui după închiderea harului. Înviorarea de la prezenței lui Dumnezeu i-a pregătit pe credincioși pentru perioada de încercare. Deci, înviorarea de la fața Domnului i-a pregătit pe cei credincioși pentru perioada de încercare. Mulțumesc, i-a pregătit, dar vreau să vă întreb. I-a pregătit și pe urmă îi împinge în perioada de încercare și zice, descurcați-vă singuri de acum încolo, hai să vă văd?
Numai puțin, aștept să-mi răspundeți de data aceasta cu stă scris. Frate Ghiță, aveți un microfon? Am găsit aici citatul următor. Experiența lui Iacov este în același timp o asigurare că Dumnezeu nu-i va respinge pe cei care au fost păcăliți, ispitiți și duși în păcat, dar care s-au întors la el cu pocăință adevărată. În timp ce Satana caută să-i distrugă pe acești oameni, Dumnezeu îi va trimite pe îngerii lui să-i încurajeze și să-i protejeze în timp de pericol. Alături de Satana sunt furioase și hotărâte amăgirile lui teribile și așa mai departe. Deci, în timp ce există pericol și strâmtorare, Dumnezeu trimite îngerii peste cei care sunt ai lui. Mulțumesc. Deci, în timpul acestei crize de strâmtorare, Dumnezeu trimite îngerii săi să vegheze asupra cui? Asupra poporului său. Asupra sigilaților lui. Asupra celor care trec prin criza aceasta. Și atunci, dacă îngerii lui Dumnezeu au grijă de persoanele respective. Dacă persoanele respective sunt sigilate, ce înseamnă faptul că sunt sigilate? Cine mă ajută? Stați să văd dacă mai este cineva. Ce înseamnă că o persoană este sigilată? Ai ridicat mâna? Frate Rodin. Persoana când este sigilată, atunci înseamnă că se încrede în Dumnezeu și nu poate să mai păcătuiască. Nu va mai păcătui. Mulțumesc. Poftiți, vă rog. Există o definiție în spiritul profetic. Sigilarea este o întemeiere în adevăr, atât intelectuală cât și spirituală, care îl face pe om să nu mai cadă. Mulțumesc. Deci, întărire în adevăr. Vreau să vă întreb un lucru. Cine face această întărire în adevăr? Cum poate un om să fie sigilat și să rămână sigilat? Prin ce? Care este factorul, elementul activ care sigilează? Poftiți? Frate Șel? Duhul Sfânt. Mulțumesc! Duhul Sfânt. Deci, revenind la ceea ce am stabilit până în momentul acesta, am înțeles că poporul acesta este sigilat cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt rămâne cu poporul acesta. Am înțeles că îngerii lui Dumnezeu au grijă de ei și atunci faptul că Domnul Iisus Hristos nu mai este în sanctuarul ceresc și nu mai mijlocește, asta ce înseamnă? No. Ce înseamnă aici? La ce concluzie ajungem? Pentru că din momentul acesta, când știm ce vrea Dumnezeu de la noi, probabil că vom lupta ca să ajungem acolo. Ați luat microfonul, poftiți? Când El părăsește sanctuarul, întunericul îi acoperă pe locuitorii pământului. Așa. Și Satana ia în stăpânire pe cei răi. Bun. Deci, când Domnul Iisus Hristos iese afară din sanctuar, părăsește sanctuarul, întunericul înconjură pământul. Ce să înțeleg mai departe? Ce se întâmplă cu cei buni? Ce se întâmplă cu cei răi? Cei buni sunt protejați de Dumnezeu. Cine îi protejează? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt și îngerii lui Dumnezeu. Și atunci... Mulțumesc, n-am observat imediat. Vă mulțumesc. Poftiți, frate Ghiță și pornul fratele Cazan. Cred că în timpul ăsta Dumnezeu vrea să demonstreze că se poate trăi fără păcat în condițiile păcatului. Mulțumesc, poftiți frate Cazan. Imediat microfonul ajunge. Pentru a evita confuzie, vă rog să precizați, când ați cerut un stă scris, v-ați referit la acest stă scris în Biblie sau în capitolul din în carte? Capitolul nostru, pentru că acest scris în legătură cu încetarea lucrării de mijlocire a Domnului Iisus Hristos. Mi se pare de acolo este vine în capitolul nostru. De acolo vine confuzia. Posibil. Deși nu cred că o contrazice în ce spune capitolul. Deci, dar pentru cei care vor să înțeleagă. Mulțumesc. Întrebarea la care revin.
Ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos nu va mai mijloci? Cum trebuie să înțeleagă un om care e relația mai departe cu poporul său? Uitați în spate, fratele Dorin Lătean. Din citirea capitolului înțeleg următorul lucru. Pentru cei care nu sunt de partea Domnului, ei vor continua să se comporte la fel, nici măcar nu vor ști când se va încheia timpul acesta. Și se face o comparație pe timpul în care Domnul Hristos a murit și continuau jertfa la templu și cereau binecuvântarea, deși erau murdari de sânge. Se va continua pe aceleași principii, oamenii nici nu vor ști cu privire la cei răi. Iar cu privire la cei buni, Dumnezeu va fi totdeauna lângă noi. Vom simți lucrul acesta, este vorba despre o împlinire profetică care aduce un astfel de mesaj, dar Domnul totdeauna va fi lângă copiii săi. Cu siguranță se va întâmpla lucrul acesta. Mulțumesc! Încheierea slujbei din sanctuar, din Sfânta Sfintelor, ce marchează? Ce marchează? Ce marchează? Pentru ca să știu în momentul în care Domnul Iisus Hristos este din sanctuar, ce se întrerupe? Se întrerupe ceva. Ce anume? Cine? Poftiți, frate Șel? În momentul în care are loc ca Domnul Iisus Hristos să nu mai mijlocească, da? Duhul Sfânt a ajutat poporul său într-atâta încât nu mai e nevoie de mijlocire, fiindcă nu va mai păcătui. Mulțumesc! Aici este vorba de ispășirea în vederea iertării. Dumneavoastră ați sugerat asta puțin mai devreme. Aș vrea tare mult însă să o reafirmați. Să o reafirmați. Domnul Iisus Hristos nu se va mai ocupa în momentul acesta cu ideea ștergerii păcatelor, cu ideea purtărilor. Deja este o perioadă închisă în care problema păcatului a fost rezolvată în Sfinții lui Dumnezeu. Deci, haideți să recapitulăm. Lumea nici măcar nu observă. Întrebarea mea este, va mai lucra Duhul Sfânt asupra celor nelegiuiți? Nu. Nu. Bun. Ce se va întâmpla când Duhul Sfânt se retrage deasupra celor nelegiuiți? Va mai exista vreun spirit care să-i ajute? Deci va avea loc o rocadă de spirite, astfel încât lucrarea Duhului rău asupra oamenilor va schimba total condiția umană. Oamenii vor semăna din ce în ce mai mult cu cine? Cu demonicul. În timp ce cei posedați de Duhul Sfânt vor semăna din ce în ce mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Deosebirea între cele două clase va fi evidentă. Evidentă. Despre asta este vorba, frații mei, atunci când vorbim despre provocarea asta. Va fi o vreme în care suntem provocați să semănăm cu Iisus Hristos. Și prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea îngerilor, poporul lui Dumnezeu va fi chemat să facă asta. Indiferent că vrem să credem sau nu vrem să credem, că ne convine sau nu ne convine. Asta este o realitate pe care sanctuarul o pune înaintea noastră. Este o consecință a teologiei sanctuarului pe care Dumnezeu ne-o arată. Mulțumesc! Poate că ideea legată de închiderea harului vi se pare străină. Aveți niște exemple biblice de data aceasta care să ne arate că așa lucrează Dumnezeu? Dumnezeu închide harul. Dați-mi exemple. Cine? Frate Negoescu. Un microfon acolo. Vă rog. În profetul Amos spune, zice că iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici de sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umpla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu l-o vă găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fete frumoase și flăcăi, ei care jur acum pe păcatul Samarii și zic, pe Dumnezeul tău cel viu, Daniel. Mulțumesc! Deci ideea că vor cutreiera pământul de la o margine la cealaltă, căutând cuvântul Domnului și nu-l vor găsi și se vor topi de sete și de foame va fi, o lipsă de cuvântul lui Dumnezeu.
pe care Dumnezeu o plănuiește. Mulțumesc! Alte exemple biblice de închiderea Harului. Imediat. Poftiți-o, Rageda. Ta, pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, că scut și pavăz este credincioșia lui. Nu trebuie să ne temem nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în tuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Mulțumesc! 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Este asta o dovadă a închiderii Harului? Eu asta vroiam să observăm puțin. Aici este dovada ocrotirii lui Dumnezeu tot timpul asupra poporului său. Și este adevărat acest lucru. Dar vreau să vă întreb, spuneți-mi și arătați-mi din Sfânta Scriptură că problema închiderii Harului nu este o treabă ușoară și nu este doar un singur text și nu este doar ideea cuiva. Poftiți! Avem un exemplu în... Mai jos și în fața buzelor, țineți-l. Avem un exemplu în Sfânta Scriptură, da? Și anume Iuda. Iuda, după ce și-a dat seama că a greșit, a deplâns fapta lui, dar nu pentru că era convins de păcat, da, ci de urmări. Și acești oameni care umblă după cuvântul lui Dumnezeu nu umblă ca să primească iertare și să se pocăiască, ci deplâng urmările care urmează. Mulțumesc! În spate, fratele Micu! Dați-mi un exemplu biblic. Da. Pe timpul lui Samuel, Domnul a zis așa, șterge de pe fața pământului pe Amalec. Și porunca aceasta, prin Samuel, s-a dus la Saul. Saul n-a ascultat de tot. Și vă aduceți aminte, pe timpul Estera, zice Haman, cum îi zicea? Agagitul. Pentru că Saul nu a ascultat porunca lui Dumnezeu să închidă harul pentru Amalec, a scăpat un nepot sau eu știu cine și acum nepotul acela voia să închidă harul pentru Israel. Mulțumesc. Fraților, vreau să vă fac o mărturisire. Am crezut că veniți foarte ușor cu exemplele aici, pentru că exemplele sunt foarte clare. În Geneza sunt două exemple mari despre închiderea harului lui Dumnezeu la începutul istoriei, fără discuție. Potopul și Sodoma și Gomora. Un lucru. La potop, cu cât timp înainte Dumnezeu a hotărât închiderea harului? Cu cât timp? 120 de ani înainte Dumnezeu a zis: voi trage linie peste 120 de ani și gata. La Sodoma și Gomora. În timp ce istoria lumii în rest a mers mai departe înainte, în legătură cu Sodoma și Gomora, ce se spune vis-a-vis de ei? Ce se spune? Care este raportul biblic în legătură cu ei? Poftiți! Iar Dumnezeu a hotărât judecarea cetăților. Răutatea lor a ajuns până la cer, a depășit punctul acela de acceptare a lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis: îi gata! În Noul Testament, vă rog frumos! Mulțumesc! Căderea Ierusalimului, închiderea Harului față de Ierusalim. E adevărat. Înainte de asta există o pildă a Domnului Iisus Hristos care se ocupă special cu închiderea Harului. Cine mă ajută? Poftiți? Sora Vali, acolo un microfon. Vreți să mi-o spuneți în scurt, Sora Vali? Pilda celor 10 fecioare ne spune foarte limpede că atunci când a venit mirele, a luat cele 5 fecioare împreună cu el, a intrat în sala de ospăț și s-a închis ușa. După aceea, celelalte fecioare au venit, au bătut în ușă, au cerut să li se intre și li s-a spus: nu se poate. Există modele de gândire clare pe care le găsim în Sfânta Scriptură în legătură cu ideea închiderii Harului. Așa, ca să nu credeți dumneavoastră că realitatea închiderii Harului de la sfârșit de timp este o idee ciudată, discutată doar undeva într-un capitol. Nu.
ea se fundamentează pe procedeele pe care Dumnezeu le-a avut în Vechiul Testament, în Noul Testament, de-a cursul timpului. Sora, aici în față la sora Dana. Textul pe care fratele Turlea deja l-a amintit, aș vrea să citesc în continuare. Deci, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Mulțumesc! Din nou, model apocaliptic de lucru al lui Dumnezeu care trimite spre ideea închiderii Harului. Iată modele biblice în legătură cu aceasta. Mai are cineva ceva de adăugat? Lucian, toată lumea mi arată, pe Lucian mi-l arătați toți, poftiți. Frate. Mai există un model, deși nu este menționat în capitolul pe care îl studiem acum, însă în Vechiul Testament este vorba despre ziua ispășirii. Uh-huh. La templu, o singură dată pe an, se făcea ziua ispășirii, ziua judecății, când după ce preotul încheia slujba, nu mai era nimic de făcut după aceea, toate viețile, toate recordurile erau sigilate. Mulțumesc. Fraților, aș vrea să... Poftiți, Dan. Dan Burtescu, în spate. Se te aud, noi te auzim, dar se te audă cei care ți sunt prieteni. Așa. Domnul Iisus Hristos, că e frumos să facem legătura cu Domnul nostru. Da. A murit în condiții de nemijlocire. Mulțumesc. Și a murit cu păcatele noastre asupra Lui. Există o similaritate. Este ocazia cea mai bună de a face un exercițiu intens de asemănare cu suferința Domnului Iisus Hristos în această noapte a strâmtorării. Singura diferență este că Domnul a murit într-adevăr singur cu păcatele noastre asupra Lui, în timp ce păcatele noastre sunt iertate și Domnul este cu noi. Dar este ocazia de a ne asemăna cu El în suferințele Lui. Mulțumesc, îmi place foarte mult gândul că Iisus Hristos a murit nesimțind prezența Tatălui, deși Tatăl era acolo. Mulțumesc mult. Aș mai vrea să subliniez că mai este un motiv, fraților. Cei ce păcătuiesc astăzi își imaginează că păcatul e bun. Se bucură de păcat ca fiind furnizor de fericire. Întrebarea de ce toate lucrurile plăcute sunt interzise este o replică la ideea păcatului. Este nevoie de o perioadă de timp în care lucrurile să se schimbe. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că astăzi păcatul este amestecat cu ce? Și amestecat bine. Păcatul este din ce cauză păcatul este în ghilimele frumos și de dorit astăzi? Pentru că este amestecat cu ce? Mulțumesc! Cine a zis har? Mulțumesc! Păcatul este amestecat cu harul lui Dumnezeu. Datorită harului lui Dumnezeu care este aici, păcătosul nu-și primește pedeapsa. Atunci va fi o vreme când păcatul va fi experimentat în adevărata lui nenorocire. Cuvântul spune, oamenii vor vedea ce au ales. Oamenii își vor da sufletul de groază. Oamenii își vor da exact seama ce înseamnă diavolul și urmările alegerilor. Noi este vremea să-L credem pe Domnul Iisus Hristos pe cuvânt astăzi, ca nu cumva să ajungem acolo pentru a experimenta exact noțiunea de păcat și urmările Lui. Mulțumesc! Fraților, aș vrea să vorbim puțin despre noaptea strâmtorării lui Iacov în capitolul nostru. Noaptea strâmtorării lui Iacov devine model pentru acele momente de istorie după momentul în care Domnul Iisus Hristos iese din sanctuarul ceresc. Noaptea strâmtorării lui Iacov
este de asemenea o tipologie pentru vremea viitoare. Ce ați înțeles dumneavoastră din această experiență? Ce vă aduceți aminte? Cine a fost Iacob? Hai să o luăm pe bucățele. Cine a fost Iacob? Cine îmi definește? Cine a fost Iacob? Cred că la întrebarea asta puteți să răspundeți mai mulți. Da? Sora Geta, cine a fost Iacob? Îmi place ideea, el și-a mărturisit păcatul și a recunoscut îndurarea lui Dumnezeu față de el, în timp ce cu umilința adâncă a invocat legământul făcut cu Dumnezeu și cu părinții lui și făgăduințele care i-au fost date în viziunea din noaptea de la Betel, în țara exilului său. Mulțumesc, asta este spre final. Păstrăm gândul acesta ca și concluzie. Din ce familie s-a născut Iacob? Cine era tata, mama? Cine era? Vorbiți în ceva de familia lui, vorbiți în ceva despre creșterea lui. Frate Popescu, ați ridicat mâna, vă rog frumos. Cu ocazia aceasta și copiii noștri vor începe să vă cunoască pe nume. Poftiți. Vă cred că toți știm. Așa. Pentru că au fost doi frați. Și unul era ascultător de Dumnezeu, iar celălalt lua cu ușurință cerințele lui Dumnezeu. Familia era creștină sau nu? Familia era creștină. Cum se numea tatăl celor doi? Isaac și Rebecca. Patriarhul Isaac. Era dintr-o familie de patriarhi. Mulțumesc. Rebecca. Iacob însuși devine patriarh. Vreau să vă întreb, drumul pe care îl parcurge Iacob este de unde până unde? De la ce stare sufletească? Well, Iacob a devenit, așa după cum știm, un înșelător. Nu, a fost un înșelător. A fost. Din pântecele mamei lui, n-a devenit. Așa a fost, ăla a fost stilul. Da, adevărat. Înșelător. Deci a aplicat înțelepciune, acum a pus-o la lucru. Și a devenit un păcătos, un fugar și să-și scape viața. Mulțumesc. Tranziția de la înșelător și la ce va ajunge Iacob în final? Va ajunge patriarh. Mulțumesc. Care e numele lui? Israel. Israel, ceea ce înseamnă biruitor cu Dumnezeu. Și acum aș vrea să observăm această călătorie de la înșelător la biruitor împreună cu Dumnezeu, pentru că reprezintă experiența unui creștin și de asemenea secretul biruinței în noaptea strântorării. Secretul biruinței se află acolo. Vă mulțumesc, frate Popescu. Viața lui Iacob se împarte în două. Prima parte este viața unui om care se luptă să-L asculte pe Dumnezeu. În puterile lui. Vreau să vă întreb, s-a luptat Iacob să-L asculte pe Dumnezeu? În puterile lui. Dați-mi câteva exemple de luptă din asta. Că vreau să vă întreb dacă s-a luptat serios sau nu. Dați-mi câteva exemple de luptă serioasă a lui Iacob să asculte de Dumnezeu. Poftiți-o la Tanța. În primul rând, am citit în Patriarhi și Profeți și spune că nu a fost un înșelător de la naștere până la momentul pocăinței. A fost un copil care a iubit pe Dumnezeu, un fiu care a iubit din toată inima pe Dumnezeu și a dorit ca să... Era chiar necăjit pe fratele lui că de ce el nu iubește pe Dumnezeu în felul ăsta, vorbesc în cuvintele mele. Și ar fi dorit ca el să facă altarul familial în familie, ar fi dorit să-i slujească lui Dumnezeu. În sfârșit, deci, scurt, era un om care iubea pe Dumnezeu din toată inima. Dar mama lui l-a împins ca cu metode omenești să obțină binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumesc! Și el s-a opus, aici s-a opus ca să nu facă acest lucru. Mama a intervenit și a presat și el, cu dorința lui și încrezându-se în puterea lui, a păcătuit. Mulțumesc! Noi putem merge pe varianta asta, dar nu este o variantă pe care o caut eu. Eu caut varianta când Iacob s-a luptat să facă voia lui Dumnezeu în propriile lui puteri. Dați-mi câteva exemple. A vrut fraților să-L asculte pe Dumnezeu. Dați-mi câteva exemple. Pentru că se poate vorbi foarte mult, dar dați-mi câteva exemple.
Poftiți, frate Ghiță. Așa, luați microfonul. Când se afla în slujbă la socrul lui, la Laban, și punea nuiele și făcea șmecherii, el căuta să... El încerca ce să facă? Căuta să asculte de Dumnezeu prin metodele lui. Mulțumesc. Vrea să iasă dintr-o situație, să fie cinstit mai departe? Mulțumesc. Alte exemple mai aveți sau este singurul exemplu? Frate Cristi. Chiar atunci când am vrut să chinam și arată fatele său cu ciobă de linte, el credea că face planul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumesc. El a cumpărat. Ce a cumpărat? Prima dată, dreptul de întâi născut. Și așa e, Saul avea în plus. Fraților, ce înseamnă asta? Domnule, câștiga lucruri cinstit pe o ciorbă de linte. Vrei să spui ceva? Poftiți, frate Ghiță. Consider în mod personal că lupta cu îngerul prin propriei putere și cu orice chip să țină... Las-o puțin mai târziu, că ajungem la aia. Aia, lupta cu îngerii, aia vreau să o dezbatem de asemenea. Mulțumesc. Până acolo. Deci după ce cumpără dreptul de întâi născut, după aceea se mulțumește cu atât. El vrea să se apropie mai mult de Dumnezeu. Care este pasul al doilea? Pasul al doilea. Cine mă ajută? Dacă nu mă mai ajută nimeni... Poftiți, sora Geta. Iacob a ajuns aproape la disperare, dar știa că fără ajutor din cer urma să piară. El se pocăise sincer de păcatul lui și a apelat la îndurarea lui Dumnezeu. El n-a putut să fie abătut de la scopul lui, ci s-a ținut cu tărie de înger și a stăruit în cererea lui cu strigăte serioase, chinitoare, până când a biruit. Mulțumesc! Și aceasta este în partea a doua, vom ajunge imediat acolo. Deci, cumpără odată dreptul de întâi născut, în al doilea rând obține binecuvântarea, face totul pentru ca să se apropie cât mai mult de Dumnezeu. A reușit? Câți ani de zile a mers pe varianta asta? 20 de ani să încerci prin propriile tale eforturi, e teribil, frații mei. Și apoi urmează partea a doua, când el va recunoaște pe Dumnezeu. Lupta lui Iacob cu îngerul la Iaboc. Despre ce e vorba? Haideți să creionăm puțin aici și să încheiem. Ce s-a întâmplat la Iaboc? Ce s-a întâmplat la Iaboc? Cine n-a mai răspuns? Cine mă ajută? Haideți să vedem. La Iaboc. Ce s-a întâmplat la Iaboc? Poftiți, sora Mirela. Deci, dați-i microfonul, sorei. Atunci a fost momentul când el l-a cunoscut de adevărat pe Dumnezeu. Până atunci a știut despre Dumnezeu. Mulțumesc. În ce constă cunoașterea lui Dumnezeu la Iaboc? Cum e? Cum vedeți treaba asta? La Iaboc, Iacov avea dreptul de întâi născut. Îl avea. Avea binecuvântarea. Avea. Reușise prin viață. Reușise. Le avea pe toate. Când se întâlnește cu Dumnezeu, de ce a mai luptat cu Dumnezeu? Pentru ce? Haideți să o luăm pe bucățele și să înțelegem despre ce este vorba. Se ruga în smârcurile acelea, da? Se ruga. Era noapte, se ruga. Când a pus cineva mâna pe umărul lui, de ce a crezut că e un vrăjmaș? Poftiți acolo. Uitați acolo. Mulțumesc. În noaptea strântorării lui Iacov, el și-a dat seama de starea lui adevărată, că era pierdut. Fără Dumnezeu și fără iertare, și toată lupta lui a fost să obțină asigurarea de la Dumnezeu că este iertat, că este primit, acceptat, am putea spune sigilat. Mulțumesc. Capitolul face o afirmație. Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Mulțumesc. Fusese iertat Iacob sau nu? Fusese iertat sau nu? Fusese, dar el încă probabil nu avea asigurarea. Mulțumesc. Ce s-ar fi, capitolul vorbește, ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi primit deja iertarea? Poftiți? Ar fi rezistat în lupta cu îngerul? Nu. Este un lucru interesant. De ce își cerea iertare Iacov? Care erau păcatele care l-apăsau?
Poftiți? Bun, dar care erau păcatele care l-a apăsau? Când dorise să-L asculte mai bine pe Dumnezeu, mințise, furase, le făcuse pe toate, în propriile sale puteri. Și Iacov și-a cerut iertare pentru acest timp când el a luptat în firea lui veche. Și-a cerut iertare și a zis, nu mai vreau să lupt pentru Dumnezeu în firea veche cu mușchii mei și cu puterile mele. Mulțumesc. Apoi, datorită faptului că a simțit iertarea, a avut putere să stea în noaptea aceea. Vreau să vă întreb, de ce a luptat Iacov? Fiecare minut pe care l-a luptat pentru viața sa, pentru ce s-a luptat? Poftim? A vrut să primească asigurarea că este iertat și binecuvântat. Mulțumesc. Acum vă rog să-mi spuneți în scurt care este legătura cu timpul strâmtorării sau cu timpul retragerii harului. Această imagine, cum o vedeți aplicată la timpul strâmtorării? Cea mai mare problemă în timpul strâmtorării va fi că cei care sunt deja iertați se vor îndoi, suntem iertați, nu suntem iertați și au nevoie să fie în pace cu Dumnezeu ca să poată trece prin timpul strâmtorării. Mulțumesc! Deci e foarte similar cu noaptea strâmtorării lui Iacov. Mulțumesc! Alte gânduri. Cine mă mai ajută? Care e legătura între noaptea strâmtorării lui Iacov și momentul acesta al strâmtorării poporului Dumnezeu? Este o luptă personală cu Dumnezeu, este ceva pe care, sau o luptă pe care fiecare dintre noi, în mod individual, trebuie să o avem. Mulțumesc, poftiți! Un microfon aici în față, la fratele Lucian Turlea. Poate ne-am gândit puțin la ce scrie aici, că această încercare pentru poporul lui Dumnezeu, după ce harul este închis, când nu este mijlocitor în cer, este necesară. Cuvintele scrise spun așa, suferința lor este mare, flăcările cuptorului par gata să-i mistuie, dar maestrul topitor îi va scoate ca aur încercat în foc. Iubirea lui Dumnezeu pentru copiii săi, în timpul celei mai aspre încercări a lor, este tot atât de tare și gingașă ca și în zilele celei mai înfloritoare prosperități. Dar este necesar ca ei să fie puși în cuptorul de foc. Ceea ce este pământesc în ei trebuie să fie mistuit pentru ca să poată să fie reflectat pe deplin chipul lui Hristos. Puteți să sumarizați cu cuvintele dumneavoastră? Paragraful. Se produce în această încercare teribilă în care fiecare se cercetează dacă există ceva incorrect care mai este în viața lor, o scârbire de păcat care definitivează lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în ei. Spune acolo că în timpul încercării copiii lui Dumnezeu vor fi tot atât de iubiți, se vor simți tot atât de iubiți ca în timpul cel mai înfloritoare părtășii cu Dumnezeu. Este interesant lucrul acesta. Nu spune că se vor simți, dar spune că iubirea lui Dumnezeu va fi tot așa de gingașă sau cea mai gingașă ca în acele zile. E nevoie să treacă prin aceasta ca să se finiseze. Mulțumesc. Tot pe fratele Turlea, pentru că suntem aici. Există un alt paragraf din capitolul nostru care vorbește despre faptul că în momentul când copiii lui Dumnezeu vor vedea valul răului, că se abate de nestăvilit asupra lumii, ei vor avea un regret puternic. Vă rog să citiți paragraful respectiv. Dar în timp ce se roagă lui Dumnezeu să oprească lucrarea răzvrătirii, așa, ei își reproșează cu durere că nu au mai multă putere ca să se opună și să respingă valul teribil al răului. Ei își dau seama că dacă ar fi folosit totdeauna toată capacitatea lor în serviciul lui Hristos, așa, fraților, ăsta e pentru noi azi. Mergând înainte din tărie în tărie, oștile lui Satana ar avea mai puțină putere să triumfe asupra lor. Și acum, sumarizați-mi, ce vom regreta noi atunci în legătură cu ziua de azi? Cu ziua de astăzi, care este octombrie 24. Ce vom regreta noi în legătură cu ziua de azi? Atunci? Că n-am făcut astăzi ce am fi putut face și din cauza aceasta răul va fi mai intens atunci. Mulțumesc!
Mai avem câteva minute și aș vrea să mă opresc. Dați-mi voie să trec la un alt punct. Va fi un moment când copiii lui Dumnezeu vor trebui să iasă din orașe, să părăsească orașele lor datorită ce? Datorită persecuției iminente. Întrebarea mea este când și de ce va avea loc acest fenomen? De ce și când va trebui ca poporul lui Dumnezeu să facă acest lucru? Vă rog să observați, totul, absolut totul intră în calculul divin. Și Dumnezeu îl spune dinainte, ne avertizează dinainte, pentru ca în momentul când se va întâmpla lucrul acesta, să nu pățim ca Sara, să ne uităm înapoi, ci să știm că Dumnezeu ne cheamă înainte. Nu Sara, iertați-mă, soția lui Lot. Era vorba de stâlpul de sare, de aceea. Bun, revenind. Când și de ce poporul lui Dumnezeu va trebui să părăsească orașele mari, locuințele lor? Ați sesizat lucrul ăsta? Eu nu știu, nu cunosc semnul acesta, nu știu cum e. Păi, vă rog să mă ajutați. Când și cum? Există în teologia, un moment, există în teologia evanghelică generală astăzi, aceia care așteaptă mileniu și care așteaptă de asemenea și criza de 7 ani, aproape continuu la radio se anunță acum, vedeți, răpirea trebuie să aibă loc, din cauza aceasta faceți-vă adăposturi undeva în munți, puneți acolo semințe, apă, puneți acolo mâncare, alimente, conserve și retrăgeți-vă acolo, pentru că în concepția evanghelică trebuie să existe o vreme când cineva să reziste la o criză. Este vorba de același lucru sau e diferit? E vorba de același lucru sau e diferit? Cine spune că e diferit ca să-mi și argumenteze? Să-mi și argumenteze. De ce e diferit? Deci, în America este foarte la modă. Este kitul acela pentru salvarea vieții. Este kitul de urgență. Te duci. Unii și-au făcut adăposturi antiatomice pentru momentul în care criza va veni și, într-adevăr, se va da un... Cum se numește? Lege de urgență. La nivel național, orașele vor fi blocate, trupele federale nu vor lăsa ca cineva să iasă sau să intre. E un întreg scenariu care circulă în lumea evanghelică. Vreau să vă întreb dacă în capitolul acesta se prezintă ceva diferit de aceasta sau nu. Și în ce constă diferența? Frate Ritivoi, în ce constă diferența? Poftiți. În faptul că toți aceia care până atunci s-au pregătit și au avut experiențe cu Dumnezeu vor avea încredere că Dumnezeu le va purta de grijă și că nu-i va părăsi în acele momente. Nu va trebui să își facă depozite în munți sau subteran undeva prin care să-și asigure ei. Zice, îngerii le vor purta de grijă și pâinea și apa nu le va lipsi. Mulțumesc! Asta mi-arată că perioada respectivă va fi o perioadă de maximă securitate pentru poporul lui Dumnezeu, corect? Da. Securitate asigurată de cine? Însăși de Dumnezeu. De îngerii lui Dumnezeu. Mulțumesc! Nu oamenii își vor purta de grijă, ci va avea loc intervenția directă a lui Dumnezeu în perioada aceasta. Mulțumesc! Revin la întrebarea anterioară și anume, când se va întâmpla lucrul acesta? Știe cumva poporul lui Dumnezeu când va trebui să părăsească orașele? Le dă Dumnezeu această idee? Cine n-a mai răspuns? Sora Ghita în spate. Am paragraful. Când decretul dat de diferiți conducători ai creștinătății împotriva păzitorilor poruncii, va retrage ocrotirea conducerii și va lăsa la dispoziție acelora care le doresc distrugerea. Poporul lui Dumnezeu va fugi din orașe și din sate, se vor întăvărăși în grupe, locuind în cele mai pustii și mai singuratice locuri. Mulți își vor găsi scăparea în întăriturile munților. Vreau să vă întreb un lucru. Există între noi acea relație frățească suficientă încât noi cei ce suntem aici să ne sprijinim unul pe altul în condiții de
foame, sărăcie, suferință, prigoană și așa mai departe. Suntem de natura asta sau nu? Fraților, dacă nu există relații de felul acesta poporului lui Dumnezeu, noi cei ce suntem aici să nu ne gândim că vom putea trece peste timpul acela. Nu! E treaba lui. Care altă părere? Că nici condițiile acum nu sunt acelea care vor fi atunci. Ce vreți când să condițiile vor fi, condițiile acelea ne vor pregăti? Nu, ne pregătim până atunci. Până atunci ne când pregătim. Când până atunci? Astăzi și mâine. Acum? Păi eu asta spun, cum ne pregătim acum dacă condițiile sunt cum sunt? Este fratele Shell aici. Eu am citit despre cultura germană la un moment dat, cum știți că comunități germane au fost luate din locul, din orașul lor și au fost așezate în vremea comunismului în localități care fusese locuite de țigani. Și țiganii au fost mutați în casele lor, în casele germanilor. Și istoria vorbește despre un lucru extraordinar, și anume când se așezau acolo un grup de germani, conducătorul grupului stabilea care sunt prioritățile și spunea dintre toate familiile care sunt aici, cine are cea mai mare nevoie de o casă. Și spunea, păi uite, tinerii respectivi, pentru că soția este însărcinată și toată suflarea îi făcea casă, primii. Apoi la al doilea, la al treilea, până când în sfârșit reușeau să facă toți, să refacă satul lor, în condițiile în care toți lucrau pentru toți. Se sacrificau pentru toți. Nu ziceau, faceți-mi mie întâi că îmi plouă. Nu ziceau, faceți-mi mie întâi că mă supăr dacă nu faceți mie întâi și plec de aici. Nu, ziceau toți, îi facem celuilalt pentru care are nevoie mai multă. Fraților, Spiritul lui Iisus Hristos trebuie să coboare în noi. Avertismentul acestui capitol este un avertisment legat de unitatea și pregătirea noastră reală ca popor al lui Dumnezeu pentru vremuri de încercare care vor veni. Vreau să vă întreb dacă mai are cineva altceva de adus în discuție pentru seara aceasta. Frate, mai aveți ceva de spus? Frate Ceaușu, ați ridicat mâna înainte sau n-ați ridicat? Nu am înțeles. Dacă aveți ceva de spus, spuneți. N-am înțeles, îmi pare rău. Mulțumesc. Cine mai are de spus? Sora Tanța? Mie mi se pare că nu s-a lămurit problema lui Iacov. Iacov mai avea un păcat sau nu mai avea un păcat în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu și în momentul când el a fost în noaptea strâmtorării lui. Pentru că exact același lucru vom avea noi. Vom mai avea un păcat. Mulțumesc. Pentru că noi nu vom putea să rezistăm în momentul în care mai avem un păcat în prezența lui Dumnezeu. Cred că întrebarea trebuie puțin pusă altfel. Întrebarea este dacă lui Iacov i se iertaseră toate păcatele. Aceasta este sensul întrebării. Ce spune capitolul? Da. I se iertaseră păcatele sale și această iertare de păcat l-a susținut în momentul acela. Iertarea de păcat, mărturisirea păcatelor noastre ne va condiționa pentru momentul acela. Frate Lăzureanu? Dacă Iacob nu s-ar fi pocăit mai înainte de păcatul lui, prin care a obținut dreptul de întâi născut prin înșelăciune, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea și nu i-ar fi păstrat cu îndurare viața. Mulțumesc. Biruința lui este o dovadă a puterii rugăciunii stăruitoare. Mulțumesc, fraților. Când este timpul pentru a obține astfel de biruință, astfel de iertare? Când? Acum. Acum, fraților. Suntem într-un moment de redeșteptare. Folosiți momentul acesta pentru mărturisire, pentru iertare, pentru întâlnire cu Dumnezeu, pentru pregătirea, pentru evenimentele care vor avea să vină, pentru că nu vor fi evenimente superficiale, vor fi evenimente profunde în care toată experiența noastră cu Dumnezeu va fi încercată. Ne apropiem de încheiere, fratele Milu. Timpul de strântorare, suferință și ghin din fața noastră se cere o credință care să suporte oboseala, amânare și foame. Mai citiți că e frumos. Timpul de strâmtorare, suferință și chin din fața noastră va cere o credință care să suporte
oboseala, amânarea și falul. Mulțumesc! Tuturor le este oferit timpul de har pentru a se pregăti pentru vremea aceea. Iacob a biruit pentru că a fost stăruitor și hotărât. Biruința lui este o dovadă a puterii rugăciunii stăruitoare. Toți aceia se vor prinde de făgăduințele lui Dumnezeu. Mulțumesc! Ați citit și dumneavoastră aceste rânduri. Aș vrea să închei cu următoarele gânduri. Ochiul Domnului, privind de-a lungul veacurilor, s-a oprit asupra crizei pe care o avea de întâmpinat poporul său atunci când puterile pământești se vor alinia împotriva lui. Asemeni robilor captivi, copiii lui Dumnezeu se vor teme de moarte prin înfometare sau violență, dar cel sfânt care a despărțit Marea Roșie înaintea lui Israel își va manifesta marea sa putere și va pune capăt robiei lor. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua care o pregătesc eu. Amin. Amin.